Bună, eu sunt Carmina și îți urez bun venit la o nouă ediție Tourism Market Insider. Astăzi vorbim despre vacanța de iarnă în Austria cu un invitat special. Când spui Austria, spui vacanță la schi. Se știe că Austria este una din destinațiile preferate de români pentru vacanța de iarnă, iar astăzi stăm de vorbă cu Oana Pop din partea Oficiului de Turism al Austriei. Oana, bine te-am regăsit! Bine ați venit, mă bucur de vizită! Ce noutăți aduce sezonul de iarnă 2017-2018? S-au deschis oare hoteluri noi sau aveți noutăți legate de pârtii? Cu ce încântați pe turiști anul acesta? Se întâmplă o mulțime de lucruri la început de sezon 2017-2018. Nu aș putea să-ți povestesc neapărat despre hoteluri, pentru că Austria fiind un produs foarte dinamic în general, cred că se întâmplă multe schimbări overall, dar o să încerc să-ți povestesc câteva lucruri sau câteva noutăți din destinațiile care îi interesează pe români. Și o să încep cu Ișcăl, unde avem un nou telescaun de 6 locuri, first class, îi spune, se numește, Palinghof, și care îmbunătățește practic oferta de transport pe cablu din regiunea Paznau. O să continui cu Tirol, cu Valea Ödtal, unde se întâmplă o minunăție, ca de obicei se deschide o instalație cinematografică pe vârful Geislacoppi. Aici s-a filmat cel mai recent James Bond, Spectrum, la Ice Cube și nu numai la Ice Cube, dar și în Sölden propriu-zis. După colț, ca să zic așa, după colțul muntelui se deschide această instalație cinematografică care este de fapt un muzeu. Și care practic dorește să marketeze destinația ca destinație all year round, nu doar de iarnă, ci și pe timp de vară. Și va fi cu siguranță foarte interesant. Încă nu s-a deschis, dar sperăm că la final de ianuarie se va deschide. O știre foarte interesantă mai vine și din Alpii Vienezi, pentru că regiunea nu este foarte cunoscută, cel puțin pentru români. Zemmering se numește, se află la aproape 100 de kilometri de Viena, deci practic o oră distanță, și de asta mi se pare mie foarte interesant, pentru că practic pot să vin foarte mare ușurință la concediu în oraș cu câteva zile de schi, pentru că este foarte, foarte aproape de oraș. Sezonul acesta se finalizează niște investiții destul de mari, practic de anul viitor. Sigur, stațiunea există ca în forma actuală și acum, dar se îmbunătățește infrastructura de la fața locului, vor fi mai multe părtii, mai mulți kilometri pe care schiorii să se distreze, ca să zic așa. Așa că mergeți în Zemmering, pentru că este foarte aproape de Viena și... Și ar putea fi o nouă destinație pentru români. Exact. Poate chiar preferată. Exact, exact. Și aș mai vrea să mai adaug un aspect, nu este o noutate, dar este o ofertă care există și anul acesta, se numește Minis Week. Minis Week este o super ofertă pentru copii, care include la tariful de 100 de euro 7 nopți cazare cu părinții în aceeași cameră pentru copiii până în 6 ani, ski pass inclus, echipamentul de schi sau închirierea echipamentului de schi pentru cei mici, plus instruirea celor mici în trale schiatului. Deci este o super ofertă care este valabilă în regiunea de schi Schiamade, în apropiere de Salzburg. Tot legat de schi, spune-mi, te rog, ce estimări aveți ca și turiști așteptați în acest sezon și ce stațiuni preferă românii? Ne așteptăm la o ușoară creștere anul acesta pentru sezonul de iarnă. Această creștere este constantă de câțiva ani. Pe durata sezonului de iarnă vin în jur de 60% din românii care vin în Austria pe parcursul întregului an. Noi avem undeva la 300.000 de sosiri pe an, asta înseamnă că vor fi în jur de 180.000 de turiști care vor veni în Austria pe durata sezonului de iarnă.
Și ne așteptăm la o ușoară creștere. Iar destinațiile preferate de români pe timp de iarnă sunt, bineînțeles, Viena, pentru că atrage întotdeauna prin piețele de Crăciun și noiembrie-decembrie sunt niște luni foarte bune și foarte căutate. Valea Ötztal din Tirol, urmată de Zell Caprun din Salzburg. Pentru zona de schi. Da, exact. Hai să trecem la piețele de Crăciun pe care le-ai menționat mai devreme. Evident că Austria este cunoscută și pentru acest segment de călătorie, ca să spun așa. Spune-mi cam câți turiști primește Austria cu această ocazie și care sunt cele mai vizitate piețe de Crăciun în toată țara? Da. Este destul de greu să facem o departajare pentru că nu știm cu siguranță dacă toți turiștii vin pentru piețele de Crăciun, pentru dar cu siguranță este un incentiv destul de mare acesta cu piețele de Crăciun și cel puțin vedem și pentru turiștii noștri că e un subiect destul de important. Pentru România am să vă povestesc pentru lunile noiembrie-decembrie care înglobează perioada piețelor de advent sau de Crăciun. Avem în jur de 65.000 de turiști în noiembrie și decembrie și 172.000 de noptări. Pentru că întotdeauna vorbim de acești doi KPI și în general pentru Austria în total sunt în jur de 5 milioane de sosiri, adică 5 milioane de turiști în perioada noiembrie-decembrie 2016 au fost 5 ce a fost de anul trecut, exact, și 14 milioane de noptări. Dacă vorbim doar de Viena, sunt 352.000 de turiști în aceeași perioadă noiembrie și decembrie și aproape 1 milion de noptări, deci cam aici ne raportăm cu cifrele. Apropo de cele mai îndrăgite piețe de Crăciun, sunt foarte multe, bineînțeles că cele din Viena sunt cele mai... Viena, da, cred că e cea mai cunoscută. Iubite și cele mai îndrăgite, o piață de Crăciun de la primărie, care este și cea mai, printre cele mai mari, de altfel. Cea din Maria Theresienplatz mai este iarăși foarte îndrăgită. All Christmas Market on Freyung este iarăși foarte îndrăgită. Cea mai veche. Cea mai veche, exact. Și mai sunt multe alte piețe de Crăciun, ar mai fi în Salzburg, câteva care sunt foarte interesante și unde se simte așa spiritul Crăciunului și autenticitatea locului. Salzburg Old Christmas Market și Mirabel Christmas Market. Și ar mai fi și în Innsbruck, și în Graz, și în Linz. Deci, practic, în orașele mari. Principale ale Austriei, exact, da. Un alt motiv pentru a vizita Austria pe timp de iarnă, știu că sunt, mă rog, știu că este perioada din noiembrie-decembrie, în care, din noiembrie, scuze, februarie, în care au loc foarte multe baluri. Știu că se numește un fel de sezon al balurilor, iar cel puțin în Viena sunt în jur de 450 de astfel de baluri într-un singur sezon. Practic, din 4 luni de zile, dacă stăm să calculăm, sunt cam 3-4 baluri pe seară. Povestește-ne puțin despre sezonul balurilor și despre cât de tentante sunt balurile acestea pentru turiști. Sigur, este un subiect de nișă, pentru că dacă stăm și ne uităm puțin la cifre, o să observăm că balurile sunt majoritar frecventate de către vienezi. Ca de exemplu, anul trecut au fost 500.000 de oaspeți care au venit, dintre care 385.000 au fost vienezi, 55.000 au fost străini și 65.000 au venit din 60.000 au venit din diferitele landuri ale Austriei. Este un subiect foarte interesant. Sunt până la 6.000 de vizitatori pe eveniment, după cum discutam și puțin mai devreme. Durează de pe 11 noiembrie, când se dă startul oficial, până în primăvară și chiar de fapt până în vară, dar punctul culminant este în ianuarie și februarie, când sunt cele mai multe. Anul trecut au existat încasări record după, în urma sezonului balurilor, în valoare de 131 de milioane de euro, deci practic este destul de o afacere destul de profitabilă. Dar ce este mai important este că oamenii vin ca să se simtă bine pentru o seară. Într-adevăr, este un eveniment care poate fi destul de piperat, vorbim strict de intrare acum. Dar este foarte interesant și suflă foarte mult din îți aduce tradiția, exact, foarte mult din tradițiile vieneze mai aproape. Exact.
Deci, cred că recomanzi chiar și turiștilor care sunt, să spunem, un procent mult mai mic de participat la aceste baluri, dar cred că recomandați o astfel de călătorie în Viena cu ocazia unui bal, pentru că este specială, este diferită și aș putea spune din experiență. Da, exact, așa este. Așa. Sunt câteva baluri care sunt de referință. Exact, balul operei, open ball, balul filarmonicii, balul Crucii Roșii, care sunt foarte cunoscute, dar sunt și baluri mai micuțe, și cum ar fi balul cafecilor, la care ai fost tu, care sunt la fel de șarmante, aș spune. Deci, da, conferit, a fost o adevărată experiență, balul cafecilor din acest an și cu siguranță va fi și anul viitor. Spune-mi, te rog, cât la sută din turiștii care vin în sezonul de iarnă în Austria sunt români? Aici putem să facem un estimat. 1% din totalul turiștilor care vin în Austria, clar total, sunt români. Pentru că 60% din total reprezintă sezonul de iarnă. Am putea spune că 0,6% din care merg în Austria sunt ponderea în totalul turiștilor care vin pe timp de iarnă în Austria, deci acolo ne situăm. Și bănesc că există și o creștere de la an la an pe segmentul acesta. Ok, probabil că există creștere overall din toate destinații, mă rog, toți turiștii care vin și de prin alte destinații, dar pe noi ne interesează în special segmentul România. Da, este un trend pozitiv. Noi urmărim întotdeauna și creșterea macroeconomică a țării și în ultimii ani, pentru că a fost pozitivă și trendul de creștere a turismului a fost pozitiv. Drept urmare, da, ne așteptăm și anul acesta la o creștere. Anul trecut am avut o creștere de 7% la noutări și 5% la numărul total de sosiri. România a crescut cu pași mici în fiecare an și procente similare, dar totuși cu procente destul de mari, adică nu am crescut 1 sau 2% în fiecare an, ci ne-am apropiat chiar și de 10% în mulți ani, deci... Ceea ce este de bine. Exact. Mulțumim frumos, Oana, dacă ai vreun mesaj de final pentru publicul care ne ascultă. Cu mare drag, vă așteptăm pe părtii și în orașele Austriei. Mulțumesc frumos și îți mulțumesc și ție că ne-ai urmărit și ne vedem data viitoare la o nouă ediție Tourism Marketing Insider.